Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV, aici la Roman TV, ca de obicei în fiecare joi, cu cele mai importante și interesante subiecte de peste zi, săptămână și de ce nu, și subiectele lunii, pentru că nu odată am discutat aici și lucruri foarte, foarte importante care au ținut, să spunem așa, capul de afiș multe săptămâni. Doamnelor și domnilor, nu știu câți dintre noastre mai sunt interesați de ce se întâmplă cu țara noastră, pentru că, iată, lucrurile se precipită din nou, există o tensiune așa în societate, într-o anumită parte a societății, din păcate nu în toată societatea, pentru că, iată, au revenit presiunile asupra justiției, la vedere, să spunem așa, pentru că ele există din 2016, de când actuala putere ne guvernează PSD-ALDE, dar au revenit aceste presiuni, le vedem, îi vedem pe cei care vor să schimbe legile justiției prin ordonanță de urgență. Ați văzut că Tudorel Toader, ministrul justiției, a mai fâlfuit-o el pe aici, pe colea, deși eu cred că e vorba de un scenariu și aici comportamentul lui s-ar putea să facă parte într-un scenariu foarte bine pus la punct, însă ceea ce se dorește, poate nu știți, ar trebui să știți și ar trebui să ne intereseze pe tot acest lucru, se dorește niște modificări care îl va ajuta, îl vor ajuta pe Liviu Dragnea, președintele PSD-ului și omul care, fără de care nu se întâmplă nimic în România. Se vorbește despre o micșurare a pedepselor pentru anumite infracțiuni, printre care și cea pentru care este judecat Dragnea, abuz în serviciu și mai are ceva pe acolo. Se vorbește despre micșurarea unor termeni de prescripție pentru niște fapte, intră și domnul Dragnea în această categorie. Deci, mâine, poimâine, răspoi mâine, pentru că se spunea că astăzi ar fi trebuit să aibă o ședință de guvern pentru a fi adoptată această ordonanță, dar s-ar fi amânat câteva zile, s-ar putea să ne trezim și cu această lovitură care, odată publicată, să spunem, lovitură cu această ordonanță, odată publicată în Monitor Oficial, nu se mai poate face absolut nimic, iar oamenii vor avea ceea ce și-au dorit. Înainte de a da ordonanța, noi sperăm să nu o dea, iată că au mai făcut și un împrumut de vreo 3 miliarde de euro, bani nenică, trai neneacă pe spatele nostru, pentru că banii nu sunt folosiți la investiții, ci la salariile, pentru plata salariilor bugetarilor. Pe marginea acestor subiecte sau despre aceste lucruri vom discuta în această seară împreună cu invitatul meu, este vorba de domnul profesor Vărul Năstăselu, pe care îl salut și vă spun bine ați revenit, domnule profesor. Și eu vă salut și telespectatorii. Da, profesor de istorie și, să spunem, și analist, un fin analist a ceea ce se întâmplă în România, pentru că, vrem, nu vrem, unii dintre noi suntem interesați de cum merg lucrurile. Nu știu, discuțiile astea le avem de atâta timp și se pare că în România vor fi omniprezente încă mult timp de acum înainte, din păcate. În ceea ce privește legile justiției, domnule, cum pot fi unii oameni atât de, nici nu găsesc termenul, să modifice legile justiției prin ordonanță de urgență? Pot. Ce înseamnă acest lucru? Nicăieri în lume nu se întâmplă așa ceva. O lege importantă, o lege organică a unui stat se modifică de obicei prin referendum sau o modifică parlamentul. Referendumul este convocat atunci când se modifică Constituția în mod obișnuit, când se schimbă legi importante din Constituție. Dar cum să schimbi tu un pachet întreg de legi ale justiției prin ordonanțe de urgență? Când n-am mai pomenit nicăieri așa ceva. Păi noi cam asta trăim. Ordonanțele, rolul ordonanțelor de urgență este să fie date, de obicei ordonanțele de urgență sunt date atunci când există vacanță parlamentară. Și atunci guvernul e înditruit cu ceva atribuții unii în plus. Și are voie face, să dea aceste ordonanțe. Ce dar nu pe, dar nu pe legi importante. Dar exact. Nu pe legi importante. Pe modificări minore, care nu schimbă aspectul Constituției, nu schimbă conținutul Constituției. Ăștia schimbă numai prin ordonanțe de urgență. Și asta fac, vă știți foarte bine, că din care-i scopul acestor legi? Scopul acestor legi ca, desfințând corupția, lupta împotriva corupției, ei vor fura cu acte, vor fura legal. Nu mai trebuie să fie deranjați. Că vedeți, hoțul când fură la nivelul ăsta, când se fură miliarde, zeci de miliarde de euro și de dolari, hoțul e stresat totuși. Dom'le, dacă îl prind, dacă va fi prins. Dacă vine unul peste 2-3 ani. Ei s-au gândit și la chestia asta și a spus, dom'le, ai furat un miliard, dai înapoi și mă ta 1,2 milioane. Restul rămâne. Restul rămâne, să termină. Duci în Brazilia.
În Brazilia. În Fortaleța, prin Seychelles, că nu-i... Variante sunt. Da, dumneavoastră credeți că în această luptă, așa zisă, luptă anticorupție, că a existat ea, pentru că acum se vede clar că nu se întâmplă mai nimic, DNA-ul șomează, nu știu dacă sunt de înțeles procurorii de acolo, cert este că dosare n-au mai ieșit de la DNA-ul a mers cu bâlbâiele, a mers cu sincope și pe timpul lui Chioveși, dar totuși își făcea oarecum treaba. Câți n-au fost arestați dintre cei care astăzi sunt liberi și vor cere despăgubiri de la stat? Aveți răbdare. Să vedeți cum au stat în condiții improprii, în pușcării, cum au fost arestați abuziv. Nu s-au dat în judecată statul român și au și câștigat. Da. Și vor câștiga, vor câștiga cu siguranță. Asta este și unul dintre motivele invocate de cei care vor schimbarea legilor justiției. Când lovești în cei care fac parte din justiție, în cei care sunt totuși corecți, chiar persoane publice sau oameni mai mărunți, și lovești pe față, arăți opinii publice că, domnule, n-aveți nicio șansă. Supuneți-vă. Asta este metoda cea mai simplă de a merge spre dictatură. Eu sunt profesor de istorie, v-am spus, în antichitate au fost multe dictaturi, mai ales în Grecia antică. Domnule, eu sunt de acord cu dictatura unui grup de elită, domnule. Și în fruntea acestui grup să se afle un om extraordinar de pregătit și de inteligent și de bun. Mai degrabă decât cu o democrație oarbă, fiindcă nu mergem în direcția bună, se vede foarte clar. Să înțelegem că dumneavoastră spuneți că democrația nu prea este potrivită pentru România. Eu merg numai pentru România. Eu îl citesc pe Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Democrația nu este bună pentru popoarele înapoiate și pentru statele mici slabe. Rousseau a spus. Unul dintre mari umaniști. Eu sunt tot adeptul democrației, vedeți, nu poți să concepi un stat occidental, Germania, Franța, să spunem, sau orice stat, Marea Britanie, Statele Unite, fără un regim democratic. Dar acolo nivelul de conștientizare a populației, nivelul în care omul de rând cunoaște cât de cât legile democrației, respectul legile elementare, de, da, cum să nu? Legile elementare, lege, da. Că nu sunt nici ea, nu sunt prea inteligenți, prea dotați, dar știu cam care-i mecanismul. Sunt învățați de mici, domn profesor. Păi sunt învățați de la grădiniță. Că trebuie să respecte anumite reguli. Ați văzut un soldat sau un american când se cântă imnul de stat cu mâna pe inimă și cu fața la drapel. Păi da, și politicienii ăștia, nu i-ați văzut? Tot cu mâna pe portofel. Asta este... Bine, portofelul în zona inimii. Asta, da. Să vadă, am mai primit ceva azi, asta mai am... Nu mai vorbim de ipocrizie astăzi, că e clar ca bună ziua, de ce țin mâna pe inimă, că hoții sunt la noi în țară cei mai cinstiți oameni. Iar oamenii bisericii, vârfurile înalte ale bisericii, sunt cei mai credincioși. Și ne prezintă credința lor. Exemplul lor venit cu mașini de lux, cu conturi de nu știu cât prin bănci, cu nu știu ce vile, păi nu vă supărați. Oamenii trebuie judecați în primul rând după fapte, nu după vorbe. După aceea, dacă e cazul, după vorbe, dar întâi faptele să fie foarte bune. Bine spuneți, și așa este normal, numai că la noi... Păi la noi e exact invers. Puțin au învățat că totuși politicianul, și așa este, politicianul trebuie judecat după fapte, nu vorbe, că noi suntem sătui de vorbe de 30 de ani. Însă mă gândeam, apropo de ipocriți... Eu făceam cu câțiva ani în urmă, prin anii 90 și ceva, ne apropiam de 2000, când am scris și prima carte, am făcut diferențe. Eu vorbeam de oameni politici și de politicieni. Pentru mine politicienii sunt tipii aceștia care se învârt în anumite cercuri, să prindă o funcție, să prindă un loc. Nu prea știu ce e aia politică, că la noi niciun politician nu cred că știe ce e aia politică. Asta v-am mai spus, este o știință. La ei politicienii sunt pregătiți și vezi pe la 35-40 de ani dacă sunt tineri că apar în politică și apar pe niște funcții. În mod obișnuit, ca și ei tineri care explodează. Sunt familii importante din Statele Unite ale Americii și vedem că din 3-4 copii... Da, vedeți, a spus bine, sunt familii, nu numai din Statele Unite, și în Europa. Și în Germania. Familii care din tradiție, de 3-400 de ani sunt băgați în politică. Și la noi avem familii băgate în politică, dar de 5-6 ani, de 10 ani. La noi sunt niște clanuri. Asta e diferența. Vorbim de niște clanuri. Domnule, care când au vezi că, România. Când vezi, mă uitam la Buzatu, l-am cunoscut în Târgu Neamț, că a predat câțiva ani pe la școala 5. De la Vaslui. De la Vaslui. El este șeful Consiliului Județean Vaslui, da.
Soția lui am înțeles că este senatoare sau pedagog. Senator PSD. Senator PSD. Băiatul șeful... Este secretar de stat la... PSD sau ce e? Da, funcție politică, dar este și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, dacă nu mă înșel. Da, sigur, este secretar de stat, dar și cred că tot la... Câte asemenea familii n-avem în România? Bun, copilul, iată, a fost promovat pe o funcție foarte importantă cu ajutorul tatălui, este clar. Despre ce discutăm, unde este meritocrație aici, nu este meritocrație. Însă, mi-am asta aminte de un lucru, și anume cât de ipocriți sunt politicienii noștri și special văd aceste fleșuri întreg așa prin minte și te apucă normal furnicăturile pe spate ca să nu spun ce alte sentimente mai am când îi vezi cu mâna la piept, când participă la tot felul de fie la ziua națională și așa mai departe, stau foarte frumos la pozat, la filmat și așa mai departe. La 1 decembrie, spune, acum câțiva ani, 3-4 ani, nu mai mult, era Arnăutul primar. Am trecut prin fața Casei de Cultură. Și domn profesor, veniți aici lângă noi, tot așa, cu tricolorul în piept, spune, dar voi sunteți hoți, domnule, ați furat și tricolorul, domnule. De ce îl purtați acum? Ce ați făcut pentru țara asta? Lăsa capetele și nu m-am mai n-au zis nimic, da. Eu nu știu cum ar putea să simte. Vă dați seama cât de ipocriți și neoameni sunt unii dintre ei, că mă refer la cei cu funcții, putere de decizie. Păi ei ajung acolo de multe ori la aceste evenimente, iar înainte au semnat niște documente, au dat, oferit niște contracte, au semnat niște plăți și așa mai departe. Știind că, apropo de achiziții, că sunt niște bani pe care îi fură cineva acolo și cotă parte revine și lui, știind că un contract pe care l-a semnat pentru a fi atribuit cu tăricăi firme este un contract cu parandărăt. Cum poți tu, după ce faci aceste lucruri până la ora 12, să te duci pe urmă să stai cu mâna în piept să filmezi, să pozezi în cel mai mare patriot, fiindcă, când tu de fapt ești cel mai mare patrihoț? Fiindcă oamenii aceștia nu au absolut deloc conștiință, iar la noi conștiința a ajuns să fie privit ca ceva, ca un ideal utopic, la care nu vom ajunge niciodată noi românii. Uitați-vă la ei, domnule. Găsiți-ne unul cu conștiință acolo, unul care se gândește la ceea ce face, care se gândește la urmări. Dați-mi unul, un exemplu. Mi-e greu să vă dau un exemplu, ce-i drept, însă mă uitam la ce se întâmplă și sus, că de acolo sunt luate deciziile și am pornit discuția plecând de la această dorință de a schimba legile justiției. De sus până jos totul este la fel, să știți. Totul se merge pe clan, pe gașcă, pe totul este la fel. Bun. Aici, de asta zic că mi-e frică de alegerile următoare, de alegerile parlamentare, nu de cele europene. Mi-e frică fiindcă observ deja că liberalii își pun piedii singuri, au început să facă prostii din nou. Și o parte din populație să nu fie aruncată din nou în brațele PSD-ului. Dom'le, după ce a făcut acest partid, de fapt Dragnea cu gașca lui, au distrus tot ce s-a putut. Așa. Mi-e frică că un segment important al populației să nu-l voteze, fiindcă mulți spun, am mai discutat. Eu mai fac un fel de sondaje așa care nu sunt... Mai discutați cu prieteni? Mai discut cu prieteni, cunoștință, pe stradă, cu oameni, îi mai trag de limbă să văd ce spun. Mulți deja se întreabă, dom'le, dar... Cum să votăm liberalii sau USR-ul? Ce? Ăștia cu ce vin? Că l-am văzut cine pe Blaga, l-am văzut pe Orban, l-am văzut absolut. Pe... Absolut. Și ei vorbesc de schimbare, că trebuie făcut. În România nu s-a făcut nicio schimbare niciodată. S-au schimbat doar unii oameni cu alții, dar sistemul a rămas același. Și mentalitățile aceleași și practicile aceleași. S-a furat de s-a rupt. Se fură în continuare. Și mi-e tare frică că se va fura și mai departe. Nu știu. Mi-e frică. Vreți să spuneți că alegerea, că am trecut de la una la alta, dar nu-i problemă. Alegerea PNL-ului, și mă refer la alegerea candidaților pentru europarlamentare, n-a fost una inspirată și oamenii n-au încredere. Și sunt de acord cu dumneavoastră, mi-am exprimat și opinia tot aici la România TV. Sunt oameni de pe listă care, bine, pe lista PNL-ului, oameni care provin din PDL, oameni care n-aveau o imagine extraordinară. Domnule, vă dau exemplu, Vasile Blaga. Vasile Blaga, așa este. Blaga, un tip compromis politic. Fără doar și poate. Un tip, deci, din punct de vedere politic, el trebuie să fie muratat. Dar vedeți, să nu mai aibă nicio perspectivă. Le-a avut pe fost toate... om din gașca lui Băsescu. Exact. Pion principal. Dar l-a avut pe toate în țară, politic vorbind, domnul. Păi, dar vă dau exemplu. Blaga pe listă, Claudiu Săftoiu nu. Ăsta măcar e un tip pregătit. Eu mai corespondez așa, câte puțin cu el. E un tip foarte pregătit, domnule. Și mai ales pe politică și pe politică externă. Nu a avut nicio șansă. Păi vii cu Blaga, fost Vameș, obișnuit să ia?
Și ar fi trebuit să fie și Crin Antonescu, știți că și-a exprimat dorința de nu știu, a candida la Crin Antonescu să vii odată în urma scandalului care a apărut să vii deodată și treceți-mă pe listă să fiu acolo, nu știu, nu mi se pare dar a rămas soția dânsului, nu asta e o problemă politică de familie acolo, de clan Alina... Asta, din păcate cam la toate partidele este așa din păcate. Rareș Bogdan, ce părere aveți? Nu, tu m-a surprins oarecum neplăcut. Eu aveam, îmi plăcea ca om de televiziune, cam naționalist, cam apucat puțin, dar până la un punct nu-i stătea rău, însă acum, nu știu, poate pentru imagine a fost pus pe listă, văd că a mai trecut ziarista asta... Carmen Avram trece și la lista PSD-ului. Dar la PNL, pe lista PNL-ului, în primele 10 poziții, eligibile să spunem, deși nu cred că o să trimită PNL-ul 10 parlamentari în Europa, să spunem așa. Tot PSD-ul va trimite mai mult, mulți, să vedeți. Nu avem nu există niciun candidat din zona Moldovei. Spunea cineva că, uite, trimite pe Rareș Bogdan din partea Ardeamu. PNL-ului, îl trimitem la Iași. Cum poți să spui tu că îl trimiți pe Rareș Bogdan, care este din Cluj, se știe, a muncit la București. A arătat tot timpul că este exact. Transilvanian. Tu l-aduci, zici, ca să lupte cu PSD-ul la Iași. Deci, în primele 10 poziții, PNL-ul nu are un om din zona Moldovei, ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult. Eu dacă aș fi și sunt de dreapta ca idee, n-aș putea să votez acest partid pentru că, nu mă reprezintă nimeni, dar nu se poate. Nu s-a găsit niciun candidat de la PNL Iași, PNL Neamț, PNL Vaslui, Suceava. Mi-a venit o idee. Să pui în primii 10. Nu cumva e o reacție la faptul că avem mulți din Neamț acum în rândurile PSD-ului și în față. Da, da, vorbim de electoratul și din Moldova. Vorbim de electoratul PNL-ului. Nu știu, electoral cum de stânga, de dreapta. Cum o să voteze cei din Moldova? O să voteze cu PNL-ul dacă ei nu au cum este din punct de vedere nu al doctrinei, al practicii politice la noi. E un holomaiz, domnule, e un amestec, nu știe nimeni nimic. Adică cum... PNL-ul e de dreapta? Când au luat pe timpul când era cu PSD-ul, măsuri de stânga. Ăsta, PSD-ul e de stânga? Când ia măsuri de dreapta. Și PSD-ul ăștia, domnule, ăștia au înțeles total aiurea ce înseamnă. PSD înseamnă social-democrat, domnule. Social-democrații erau în secolul XIX... angajații din fabrici, angajații și membri ai sindicatelor, care erau sfătuiți să aibă relații bune cu patronatul, patronatul trebuia să-i plătească bine, să nu fie frământări sociale. Asta era clasa de mijloc, domnule. Ăștia nu erau anarhiști, nu erau socialiști, cum spun ăștia azi că socialiști. Nu erau socialiști, erau social-democrați. Bine, erau un curent oarecum de centru. Păi ăștia le amestecă, nu înțelegi nimic. N-au nicio treabă cu ce politica... Ce doctrină? Păi dacă politica ce se face în România acum n-au nicio treabă cu doctrina. Dacă îi pui să semneze în momentul în care să prezinte alegerile, domnule, care e doctrina voastră asta? Habana. Domnule, ce promiteți asta? Semnați aici. În caz contract, vi se confiscă toate bunurile. Dar dumneavoastră, se retrag din politică atunci. Atunci se face curățenie. Credeți că este greu să semneze? Păi, dar au semnat, avem lege, nu? Ca să construim autostrada. Și n-au alocat un leu decât în urma scandalului. Au alocat niște sume de bani pentru actualizarea. Felicitări pentru băiatul ăla din Suceava, care a făcut o chestie de frondă extraordinară, domnule. Și uite, cu impact mare la populație. Bun, și ce s-a întâmplat după? Păi după, n-au început în acela zi când el a organizat protestul. Am fost și eu în piața acolo, în piața Adormirii la oraș, cu aventul, un grup de tineri, au venit vreo 50-60 de mașini, erau și 2-300 de oameni, cred că au fost. A prins acțiunea. Deci ei, la aceeași oră, au început și aici, că lucrările la Bacău. Și când nu erau la autostradă, era la șoseaua de centură. Șoseaua de centură, care se suprapune pe câțiva kilometri cu viitoarea autostradă A7, care ar urma să lege sudul din nord. Nu cred că se va întâmpla acest lucru prea repede. Bine că pe urmă în presă a apărut și informația că după 15 martie, când a fost domnul ministru Cuc și a tăiat panglica acolo și a dat startul lucrărilor la autostrada A7, constructorul și-ar fi retras utilajele. Pe urmă a apărut niște explicații că e săptămâna liberă a muncitorului și așa mai departe. Nu știu dacă se lucrează acolo, nu cred că o să lucreze și o să termine prea repede centura. Ne-au reușit centura
centura Sucevei, care a început de vreo 10 ani să o finalizeze. Adică sunt foarte multe lucrări începute, nefinalizate și nevoia este foarte mare, într-adevăr, de infrastructură, domnule, de autostradă. Să faci cu eforturi mari 30-40 de kilometri de autostradă pe an, dacă se fac. Da, au fost și ungurii sau... care trebuiau să fie mulți sub noi și deasupra noastră. Au făcut drumul la M0, centura Budapestei, au refăcut-o din nou, domnule. Mai lucrează și acum. Dar uite, o termină în 6 luni, într-un an maxim. Și sunt vreo... În total, cred că vreo 50-60 de kilometri, ba chiar mai mult. Da, dar și bulgarii se mișcă într-un... Dar toată lumea se mișcă mult mai rapid alert ca noi. Muntenegru are autostradă, nu știu albanezii dacă au. Cum să nu, albanezii au o autostradă foarte bună care e construită de firma americană Bechtel, cea care ne-a tras țeapă aici cu autostradă. Și nu, au ne-au tras Bechtel țeapă. Să nu dăm vina iar pe străini. Ne-au tras oi noștri, cei care au semnat contractul. Cei care au semnat contractul. Nu s-au înțeles la faci tu pe 27 de milioane. Nu s-au înțeles la ceva. Cert este că Bechtel a construit în Albania autostrăzi de o calitate extraordinar de bună, unul la bună și la prețuri mult, mult mai mici decât ar fi trebuit să construiască în România. Dar probabil că aici, în prețul ăla de pe kilometru de autostradă, intra și parandărătul. Cât ceva s-a întâmplat. Nu mai știu cât este la centura Bucureștiului, la șoseaua asta nouă de se face de centură, că am înțeles că are două pasarele și două poduri și costă 14 kilometri, să fac în 4 ani, am înțeles, și costă vreo 9 milioane și ceva kilometru. Dom'le, dai câmpie acolo. E câmpie, n-ai nevoie de tunel, pentru n-ai nevoie alea de două poduri, două pasarele, ridici prețul la... Și elvețienii au făcut prin tunel cu mai de mult cu 9 milioane și acum fac cu 12 milioane? E un complex de factori, știți? Mulți vorbesc puțin, puțin cunosc, dar politicienii, cei care sunt la guvernare, cred că greșesc foarte mult. Și mă refer aici la PSD, care nu mi-e simpatic și nu a fost simpatic niciodată acest partid, ca niciun alt partid nu de altfel. Nu greșesc, domnule, o fac nu intenționat. Fură, domnule. Fură. Bun, mult. De furat se fură, dar știți cum e, domnul profesor? Ca să fur trebuie să ai și o lucrare începută, să ai de unde fura. Dacă tu nu miști nimic, n-ai început o autostradă, unde, doamne, iartă-mă, mai furi? N-ai început un drum. Uitați că județul Neamț se mai laudă unul altul, facem drumul județene. Deci e loc de învârti niște mălai. Dar așa la nivel național, cine e aerul ăla, preferă probabil să cârpească niște drumul, să scoată mai mulți bani decât se complice cu autostrăzi. Problema este că avem această presiune din partea populației. O presiune justificată. Din că partea Europei, domnule. Ne-am cam săturat. Din deci partea Europei. Nu ai decât un metru, să zicem, de autostradă și ăla e lui Mandachi în Moldova după 30 de ani. Un metru de autostradă făcut cu 4.500 de euro, să spun și eu. Dar stai, mă, că e un metru și nu intră și studii de fizabilitate acolo. Domnule, hai să fim serioși că studii de fizabilitate sau că am făcut pentru aceste autostrăzi care urmează să fie construite în România, ar trebui să fie actualizate câteva dintre ele, că în rest sunt valabile. Dar am impresia că o să facem aceste studii periodic din 2 în 2 ani sau cum să fac. Să-i bogățim pe unii. Să fac din nou și autostrada se actualizează. Ele sunt valabile o perioadă dar obligatorii se actualizează. De exemplu, la A8-ul ăsta, autostrada Moldova, autostrada care trebuie să facă legătura între Ungheni, Iași, Târgu Neamț. Deci am ajuns la A8. Târgu Mureș, da. La A8. Dar noi n-avem un A1 ca lume. Pe hârtie, nu mai țin minte. Cred că 2013-2014, cam așa, l-am avut pe Șova, care a intrat la pușcărie pentru puțin timp, ca și el din cauza completului de judecată de 5 judecători, că știți că nu s-au constituit după un anumit algoritm. Domnul Șova... De judecători nu sunt calificați ca judecători dacă au dat verdict. Noi parcă suntem într-un film cu proști, domnul profesor. Că suntem de la una cu proști, domnule, cu tâmpiți, domnule. Cum poți să spui că acești judecători nu au fost aleși după ce algoritm, domnule? Cum trebuia să fie? Au, deu, eu, ei, fiecare să aibă câte o... La completurile de judecată se judecă dacă nu sunt cazuri grave. E un judecător, mai ales la civil, nu știu exact cu legea. Sunt 3 judecători, sunt 5 judecători. Dar vedeți unde dau lovitura ei? Că asta trebuie să înțeleagă oamenii. La completul de 3 și completul de 5, unde sunt judecați demnitarii, miniștri și așa mai departe. Acolo e interesul. Unde e interesul, acolo lovesc. Bun, revenind. Am ajuns la A8. Mi-l aduc aminte pe acest Șova, prietenul domnului fost premier de la Pro-România, Victor Ponta. A fost ministru pe la transportul și pe urmă ministrul al marii infrastructurii. Era o chestie nouă înființată atunci și a fost invitat la un post de televiziune central. Și prezenta, era în fața unei hărți și prezenta viitoarele autostrăzi pe România, era toată roșie, desenată cu carioca. Zic, domne, uite câte autostrăzi o să vrem. Problema este alta. Era o minciună. Am văzut reacțiile unei părți a populației de a doua zi de pe rețelele de socializare. Domne,
erau și încă mai sunt oameni care cred în balivernele aruncate de acești politicieni. În 2013-2014 Șova ne mințea de n-avea aer, bine că de minții ne mint. Toți ne-au mințit. Doar, nu trebuie să aruncăm acum, să arătăm cu degetul mai spre PSD. PDL-ul ăsta a fost la putere 10 ani, nu? 8 ani, nu? Ce, mai bine, până în 2012, din 2008, bine. Din 2004. 2004. 2004 până în 2012, când am venit USL-ul, da? 8 ani. 8 ani. 8 ani. I-au tăiat, da? Păi Berceanu, ministrul transporturilor, nu? Domnule, nu se întâmplă nimic cu el, domnule. Păi a știut când să fac un pas în spate, domnul profesor. Și nu este singurul. Berceanu, Anca Boagiu, Ludovic Orban, și el a fost la transporturi. A fost o perioadă scurtă. Silaghi a fost la transportul, dacă nu mă înșel. Deci au fost, știu, dar au fost șef SRI a fost la transporturi o bucățică, dacă nu mă înșel, a fost și el ministru. Deci o groază de miniștri de toate culorile politice n-au fost în stare să facă, oamenii ăștia n-au fost în stare să facă nimic. Asta nu cred că, nu e nici corect să spunem, bă, uite, PSD-ul nu face. Nu, dar ele ce au făcut? Când au făcut... Domnule, PSD-ul, ministrii grupul PDL-ul. Dragnea, că eu nu mai spun PSD, spun Partidul Dragnea, a depășit toate limitele absurdului. Cred că pe toate. Nu știu dacă pe toate, dar a depășit absurdul, domnule, prin ceea ce fac. Nu numai ei au stricat. E clar că n-au stricat. Și în articolul de vi l-am trimis, cu exodul ăsta, cu plecarea din țară, eu am spus, domnule, românii au plecat la început din cauza... au vrut să ducă în străinătate, să câștige sume mai mari de bani și după aceea să întoarcă acasă. După aceea, din cauza sărăciei. Iar acum nu vor să mai stea în România, că n-au pentru ce să stea. Nu se simt în siguranță în țara lor. Și vorba de tineri. Ne pleacă tineri acum. Nu ne mai pleacă doctor, nu, profesor, nu știu ce. Da, pleacă oameni și necalificați. Și ținta e Germania. Eu cât am stat acolo săptămâna trecută, am stat de vorbă cu mai mulți tineri, cu câteva familii, nu vor să mai vină înapoi. E nevoie de forță de muncă în Germania, iar forța de muncă este plătită acolo, este apreciată. Oamenii ăia, eu spun, nu din proprie experiență. Broza. Vă spun, la 1600-1800 de euro salariu bărbatul, 1200-1500 femeia, plătesc o chirie de 5-600 și pun bani deoparte. Au... Pun 1500 de un profesor. 7-800 dacă pui deoparte bani, domnule. Dacă sunt 3000, să zicem, care vin într-o familie. Dacă ai doi copii, mai primești 400 de euro pentru copii, ia cât este dacă concediu de ăsta postnatal, primește 400 de euro, adică sunt niște lezniri, nu te, acolo dar statul te ajută. Banii ăștia, oamenii ăia iar pune deoparte în România, suma asta, 1000 de euro, poți să-i pui deoparte în România? Dacă nu ești bugetar, atenție, că dacă ești bugetar, poți să-i pui, că președintele Consiliului Județean, de exemplu, care e un alt demnitar, așa, că are 120 de milioane de lei vechi, 12.000 de lei, da, 3.000 și ceva. Domnule, dacă i-ar avea numai pește. Bine, mai are și numai pe sporuri, ca să spunem așa, care se aplică, se adaugă. Dar românii de ce să rămână? Pentru că nici ăla de la privat nu-și permite să-i plătească foarte bine și pleacă. În nicio țară europeană nu există această uriașă discrepanță între pensii și între salarii, domnule. Cum să dai tu pensie de 20 de ori mai mare unui special și să-i dai lui ăla care a muncit în fabrică la, la muncitorul ăla sau țăranul de pe 6-7 milioane la țăran și 10-12 milioane în cazuri rare la cei care au fost muncitori. 40 de ani. Cum? Și să-i dai la un politruc de ăsta cu sporuri cu tot 140 de milioane pe ca prin nu știu câte legislaturi. Trebuie premiat pentru jeful pe care l-a făcut în țară. Asta facem, deci noi premiem pe Golani. Cam asta e bine, nu generalizăm, nu spune că toți sunt hoți, dar cei mai mulți dintre ei sau țara asta a ajuns în situația în care se află în momentul de față, datorită clasei politice. Bine, că am putea să mai eu băgăm caut, aici vedeți unii și alții. Acum au început să caute să dea vina pe străini. Bă, că merge la omul simplu, la omul ăsta care nu are internet, care are mai puțin... Da, multinaționalele, de, da. Ăștia care suc sângele poporului. Ăștia da. Suc, e, domnule, exact ca pe timpul lui Ceaușescu, domnule. Am ajuns ca pe... sau lui Gheorghiu Deș. Ăștia trebuie pe... Noi furăm, eu fac, exact cum vă spuneam și de unii preoți, eu fac morală, dar eu am 3-4 vile, am stațiune prin Brazilia, dacă... și cred că e adevărat asta, am nu știu ce mașini de lux, am cont în bancă. Dar și eu propag străinii. Și eu spun, da, domnule, străinii sunt hoți, voi sunteți sărași din cauza lor.
Dar l-a furat aici, în țară, domnule. Domnule, nu spun că nu există companii străine care fac profit aici, însă să nu uităm cine a adus aceste companii străine cum am vândut, Petromul, conducătorii noștri, cum am vândut terenurile, și mă refer și la terenuri agricole și la terenuri în orașe și am vândut. Cum am denorocit. Nu le-am vândut, le-am dat pe șpadă. Le-am dat pe șpadă, mai grav. Corect. Eu am un mare semn de întrebare și acum de ce nu umblă statul să corecteze redevențele la austrici. Pe nu umblă pentru că sunt niște la OMV. Sunt niște că e vorba acolo, dar dacă ridici de la 6 la 12%, e vorba de vreo 4-5 miliarde de euro, domnule, banii pe care țării. Am face autostrăzi cu ei. Da, face o autostradă de nu știu unde până nu știu unde. De ce nu spun de treaba asta absolut nimic? De ce păi cred că sunt fructă de cineva ce, din bani. De ce acel contract de privatizare e secret? A Petromului este secret? Cum adică? Tu vinzi un bun al statului, al poporului, contract, și tu spui că sunt date confidențiale? Orice contract de ăsta este contract public automat, și este publicat în presă imediat. Uitați condițiile, așa s-a făcut. Dom'le, că dacă își vindea Năstase chiloții și ouăle din bătătura lui, nu m-ar fi interesat pe mine, cetățeanul acestei țări, cu cât și-a vândut Năstase ouăle și chiloții. Că știți că el făcea la o mișto boșcălie, numărați-mi ouăle. Dar tu când vinzi ouăle sau un produs sau un bun care este al statului român, ești obligat de bun simț, în primul rând, domnule. Nu de bun simț, prin lege, domnule. E bun al statului, domnule. Bun simț, respectul față de privatizare, adică actele semnate trebuie făcute publice, domnule. Și de ce nu se întâmplă acest lucru? Păi deci, fiindcă acolo nimic? E implicată multă lume care... Acolo s-au furat miliarde de euro. Vedeți, dumneavoastră, domn profesor, apropo de clasa politică din România, de asta eu pot să spun că nu am încredere și nu voi avea încredere în Cioloș și echipa lui. De asta spun că nu am și nu voi avea încredere niciodată în PNL și vă spun și de ce, dacă îmi dați voi. Mai toți au trecut, inclusiv Cioloș. Cioloș cu guvernul lui de tehnocrați a stat un an. Dar anul ăla stat acolo ar fi permis să culeagă foarte multe informații, domn profesor. Și dacă era un om de factură, era un om corect, din punctul meu de vedere, asta e părerea mea, ar fi prezentat acestui popor dezastrul pe care l-au făcut politicienii până la el. Nu atunci. După, scotea informațiile și, de exemplu, privatizarea Petrom. Credeți că era atât de greu să fie scos acel contract? Au avut acces la el cât a fost Cioloș acolo. E posibil, eu doar îmi dau cu presupunere aici. N-am dovezi. E posibil ca el și guvernul lui să se fi servit de cașcavalul ăla din redevențe care au rămas la fel. Păi din moment ce n-ai făcut scandal ca să le schimbi... PNL-ul cât a fost la guvernare sau PDL-ul au venit să ne spună... Deci ei spun din să zici, bă, cine a privatizat? Pe tu, bă, Năstase, de la PSD ai privatizat Petromul. Bun, dar tu de la PNL când ai avut ministru acolo și acolo și acolo, de ce n-ai umblat să scoți informația? Să prezinti contractul, corect. Domnule, și contractul prezentat. Nu ești vinovat și tu ești complice? Unul la mână, doi la mână. Tot spunem că nu ne vindem țara, nu ne vindem resursele, că este prăpădul de pe lume, dumnezeu, ce se întâmplă. Avem niște pușcăria și pușcăria, pentru că prin funcții cheie în agențiile astea naționale, la cupru, min, la aia, aurul. E jale, domnule, niște tâmpiți, mă scuzați, mulți dintre ei, că sunt niște tâmpiți. Domnule, puși acolo special. Care nu știu treabă, domnule. Semnează niște acte, exact. Habar n-au pe ce lume se află. Ei sunt în Consiliul de Administrație. Îl vezi pe ăla care a fost, nici nu știu ce dracu a fost. Singura lui calitate este că e prieten cu ăla care a fost ministru. Sau mai știu eu ce, o băut un șpriț cu nu știu care. Și ăla cred că i-a zis la un șpriț, bă, Vasăle, nu vrei, bă, să te duc să vii în Consiliul de Administrație? Hai că te bag în Consiliul de Administrație, să ieși tu 20 de milioane pe lună, vechi. Indemnizații de ședință. Dar el habar n-are pe ce lume se află, domne. Cum poți să faci să guvernezi o țară în halul ăsta? Și numai acum. Așa se întâmplă de ani de zile. Se guvernează așa cum se guvernează și am ajuns în situația în care am ajuns. Domne, v-am spus de atâtea ori, când prostul cu hoțul face pereche și conduce țara, țara aia se duce, merge spre dezastru, domne. Nu-i nicio salvare. Când tu fugi ca dracu de tămâie de oamenii pregătiți, de oameni inteligenți, că nu se trebuiedește. Pui numai semi-handicapați, domnule. Unii au retard, domnule. Unii par retardați. Când te uiți în ochii lor și când îi vezi și ce prostii toarnă pe televizor, parcă sunt retardați. Te sperii, domnule. Mie din PSD, acum aștept să văd, nu știu dacă se face un sondaj, care persoană e mai urâtă în România. Dragnea sau Tudorel ăsta? Despre care, dacă vă aduceți aminte, am scris eu niște articole și am dat tare de vedere fizic. Nu, domnule. Care e mai prost văzut de către populație? M-ar interesa un sondaj. Cred că distanța e foarte mică. Dar vreau să vă spun ceva. Sunt convins, între ei, da.
dar cred că ca și procent, procentul nu este foarte mare, e undeva la, bine, procentul ar fi dat automat de votanții celor de dreapta, este clar. Însă spunea cineva și făcea o glumă, bă, atenție, nu mai faceți campanie electorală pe rețelele de socializare pentru că votanții PSD-ului nu au acces la internet, domne, au altă treabă, sunt pe alte zone. Și într-adevăr, dar nu sunt nici de acuzat cei care votează cu stânga de ani și ani de zile. Pentru că vorbim de oamenii care trăiesc, mulți dintre cei mai mulți dintre trăiesc în mediul rural, în condiții mizere. Vedeți, aici e paradox. Sunt sclavii primarilor. Sunt sclavii primarilor, așa. Aici intervine paradoxul. Domnule, masa de votanță a PSD-ului sunt tocmai acești sărași de care PSD-ul își bate joc. Cum, domnule? Maică-mea, țărank. Muică, nu-mi place că mi-au dat la pensie, nu știu cât i-a dat, și eu în fiecare săptămână plătesc 40 de lei mai mult pentru mâncare. Așa e. Mâncare și medicamente. Păi da, cu o mână iei, cu două dai. Cât simt treaba asta? Păi dacă simt treaba asta? Uite, e țărancă simplă. Sunt care au început să mai simt pe propria piele. Ăsta e unul din marile paradoxuri ale societății contemporane din România. Cei exploatați și cei de care își bat joc conducătorii, în cazul nostru PSD-ului, votează tot coști. Bun. Votează, zic acum, eu... Acum zic că e și vina opoziției. Dumnezeu. Fiindcă ăla care mai vede un program, două de televiziune, și când vede pe nu știu care din opoziție și vai de mama lui, ce spune? Păi bă, ăștia am votat până acum. Ăsta cine dracu e? De ce să-l votez pe ăsta? Vedeți că e o doză mare de subiectivism aici în perioada campaniilor electorale. Și mulți oameni se schimbă pe moment, domnule. Se schimbă rapid, în câteva ore. Își schimbă. Sunt ușor de influențat și de convins că e mai bine așa decât așa. Adică să le schimbi un om în 3-4 ani, să zicem, că ajunge la o concluzie că trebuie să meargă pe o linie. Dacă și cineva partidele să de opoziție față de care eu am niște rezerve. PSD-ul nu pot să-l suport, mai ales PSD-ul actual. Eu n-am avut nimic cu PSD-ul, să știți. Dar PSD-ul actual, domnule, nu mai este de fapt partid. Dar asta este... Domnul profesor, noi spuneam mai înainte, nu există doctrină, domnule. Partidele astea nu au doctrină de politică. Dacă opoziția ar veni cu un program clar, domnule, și cu niște chestiuni care să fie palpabile, omul să creadă, domnule, să realizabile, eu cred că ar câștiga multe voturi, dar cum îi văd? Eu în Târgu Neamț, liberalii din Târgu, nu i-am văzut până acum. Și niciun partid din Târg, în afară de PSD. Bine, nu mișcă, nu apar pe nicăieri. În orașele unde PSD-ul este puternic, opoziția reprezentată de PNL stă în banca ei. Dar să știți că opoziția ciugulește. Există niște... Ciugulește. Da, domnul, am 20 ceva de ani de presă, am ajuns la o concluzie. Nu, concluzie. Cred că am și probe când spun acest lucru, și anume că PSD-ul, PDL-ul la un moment dat, acum PNL-ul, că PDL-ul nu mai e, a intrat în PNL. Mare prost. Există o înțelegere, tacită. Când PSD-ul este la putere, grangurii, că nu ăștia amititei, grangurii, că așa ea visează, că de la alu cu țâța în gură până la alu cu barbasură, toți visează la o funcție și la câștiga ceva pe la niște foloase, la un teren, dacă și așa mai departe. Dar există o înțelegere tacită. Bă, tu ești la putere PSD-ul? Pe eu, șeful de la PNL și gașca mea, nu o să moară de foame. Mai ai niște contracțele, mai nu știu ce, mai suntem atenți cu tine. Într-adevăr, sunt atenți când ajunge PNL-ul la putere, dacă o să ajungă, pe băi, tu frățiorul meu, spun așa pentru că să știți că sunt termenii pe care îi folosesc. Frățioare, că nu, ce mi-e unul de la care interlop, face politică? Interlop. Frățiorul meu, tovarășe, ce facem în cața și frate, hai să învârtim, dar nu facem și noi o para, hai să mai facem și noi ceva, dăm și mie un contract, cam asta e. Și toate astea se întâmplă cu un sistem judiciar putre din punctul meu la de vedere. La Piatra Neamț, deci Neamț, la Consiliul Județean, n-avea la un dat majoritate dreapta. Liberalii? A avut cândva, dar PDL-ul a fost majoritar în Consiliul Județean 8 ani, cât a fost PDL-ul la putere în România și în Neamț a condus PDL-ul. Și primăria a fost al lui Ștefan, președinte PDL de dreapta, de portocaliu. Și ce au făcut, domnule? Păi n-au făcut nimic, au jefuit mai ceva ca ăștia acum, pentru că atunci au venit mai mulți bani. Au venit bani de la Ilona Udrea, Ministerul Dezvoltării și așa mai departe. A fost jaful de pe lume. Numai că pe ea nu i-a descoperit nimeni. Nu știu de ce nu s-a plecat nimeni asupra afacerilor lor. În și atunci au făcut niște achiziții. Domn profesor, în perioada PDL-ului, de asta spun că nu sunt unii mai buni ca alții. La Consiliul Județean Neamț s-au făcut cele mai mari nenorociri, domnule. Ne aducem aminte de proiectul Cetatea Neamțului,
cu bălăria aia de proiect din care s-au scos, bine, făcută prost în primul rând, cu termopane la o cetate medievală și așa mai departe, cu bani sifonați. Dar s-au sifonat bani într-un hal fără de hal. Și la fel, rețeta este aceeași, pe drumuri județene, pentru că ce credeți, că cei care au venit acum au luat-o de la zero cumva să învețe? Nu. Constructorii, firmele au rămas cam aceleași, în mare parte. Iar direcția Târgu Neamț, aceleași firme. Da, deci direcția plicului nu mai pleacă spre ăla care e de la PDL, pleacă spre ăla care e de la PSD. Cam așa se lucrează. Dom'le, problema este că se fură foarte mult și furându-se foarte mult scade calitatea asfaltului, dacă tot vorbim de drumuri, și asfaltul ăla așternut acum scrapă câteva luni. Cum faci, domnule, drum nou, cum a fost la noi în Târgu, cu Zavodă strada, garantat 2 ani de zile, și am spus, era în autoprimar, domnule, dumneata, ești tâmpin, nu se frică de pușcărie. Drum nou garantat 2 ani? Da. Păi un drum nou se garantează 10 ani, domnule, o autostradă 10 ani, domnule. Credeți, spune că minim 5 ani, hai să mergem pe 5 ani, am mai fost pe undeva, deși să știți că și aici se lucrează. Dacă domnul constructor dă parandărătul, știi ce face primarul? Și primarul este același, ăla știe cu da parandărătul și se înțelege, băi, drumul ăsta are o calitate infectă pentru că ți-am dat ție 10%, fără nevoie să câștig și eu, am mai dat și ăla de la ITM care avem și mă controla și mă prins cu 5 bine, muncitori. Bine, astea se cunosc. Ei întind cumva. Cunosc caz în județul Neamț, o comună din județul Neamț, cu un primar din județul Neamț, care a întins boala să treacă, de s-a stricat drumul după vreo 3 ani. O dus după 5 ani când a picat perioada de garanție ca să vină cu alți bani, alte distracții. Să nu pună pe constructorul care dă-l să-și pagă să se aplice metoda vino că e în garanție și metoda legală, până la urmă fă drumul. Deci lucrurile cam așa stau și noi stăm. Unii mai analizăm, mai vedem, mai spunem, dar din păcate nu știu ce ar fi de făcut, ce se poate face, pentru că dumneavoastră a spus-o și un lucru pe care l-am constatat și eu, tinerii pleacă în continuare. Există un exod care ar trebui să ne îngrozească. Eu așa am scris în articolul săptămâna asta, parcă. Este una dintre cele mai mari catastrofe ale României, domnule, care s-a bătut asupra României. Noi nu ne dăm seama de urmările ei deocamdată. Știți ce înseamnă repopularea țării? E proces de durată, domnule. Și în condițiile astea nu văd cum. Poate o jumătate de secol. Nu văd cum. Noi dacă mai pierdem 1 milion de locuitori, e grav de tot. Păi dar oricum în țară avem foarte mulți bătrâni. Populația e îmbătrânită pentru că... E îmbătrânită, așa este. Forța nu mai avem specialiști deloc. Nu mai avem, că nu avem de unde, dacă am desfițat profesional. Păi a venit iar doamna Avram Bunică, nu? Eu știu ce vreau să faci. A fost și ea premiată. A fost premiată pentru că a desfințat școlile profesionale. Au pus-o încă o dată ministrul la educație. Domnule, ca să cer tu, domnule, nu trebuie școală, dar faceți o școală de formă, inclusiv facultate. Păi ăla e specialist, domnule. Că nu știi mai nimic. Nu știi. Dacă să dă un examen serios în învățământul românesc, nu la 1-4, la 5-8, mai ales la 9-12, un examen foarte serios, cam între 80-85%, poate 90% din elevii noștri cad, nu iau note de trecere. Asta e fața serios, reală. Așa este. Asta este. În țară mai avem 60-70 de licee, să fie 100 teoretice, nu sunt 100, care sunt bune. Într-adevăr bune. În care directorii, că îi spuneam la directorul de la școală de la noi, adu domnule profesori bune acum, adu încă 7-8 profesori să fie pe catedră, măcar 2. Nu, dar ce-mi trebuie mie? Ăștia buni creează probleme. Să fie concurență, da, și buni, corect. Nu, păi da, ăla bun are caracter, exact, nu? Ca sistemul politic. Aducem de ăștia slabe. Mai proști ca noi, că ăștia nu spun nimic, că ăștia execută. Să stea cu căciula în mână la ușa directorului. Păi, domnule, cum am pățit eu vreo 5-6 clase, domnule, facem scris, vă cerem înapoi, vă vrem profesor, primarul, domnule, vei fi aici profesor în continuare. Și am spus, domnule, vezi că mă taie grade mici. Politic a fost executat. Da, bineînțeles. N-a făcut nimeni cerere. Și asta pentru că a fost critic la adresa puterii și numai dumneavoastră de obicei. Pe sau de regulă a stat în opoziție, domnule, să spunem așa. Domnule, e o critică atunci când ceva nu merge bine. Sub Ceaușescu nu mergea bine. Am făcut niște trăznăi atunci, stau câteodată și analizez, totuși ăștia nu m-au considerat periculos. Dacă nu m-au înhățat. Dar bine să strângea lațul, simțeam. Bun, dar acum ce merge bine, domnule? Acum, păi, nu știu, ce să meargă bine. Spunea cineva și pe bună dreptate că a făcut și această analiză. Păi, dar hai să nu ne mai plângem că e atât de rău. Că uite că nu moare nimeni în România de foame. Dar câți n-au murit? Mai găsești ce să mănânci acum. Că găsești ce să mănânci. O țoală mai ieftină, nu mai așa. Nu se murea de foame sub Ceaușescu, domnule. Mâncai proști și puțin, dar nu mureai de foame. Îți asigura statul. Acum unii mănâncă foarte mult și foarte bine, numai mâncăruri sofisticate, alții fac foamea și au murit.
Eu zic că mii de oameni de foame, poate chiar mai mulți, nu știm noi. Prin cătunele alea uitate, prin cartierele marginale ale orașelor. Au murit oameni înghețați, oameni degerați cu picioarele tăiate, oameni străzi. Oameni care nu au avut bani să-și cumpere lemne, lemne de foc cu ce se încălzească și au murit înghețați. I-au găsit înghețați în casă. Și vorbim de cazuri care se petrec, iată, în România, s-au petrecut în România în 2019, 2018, 2019, cu o iarnă destul de grea, cu un preț al lemnului de foc nesimțit la nivel de România, în condițiile în care România, slavă Domnului, n-ar trebui să ducă lipsa lemnului de foc. Sau dar lemnul nostru pleacă afară. Pleacă afară și pleacă cum pleacă. Deci noi murim aici cu ceea ce avem. Pleacă și aici, vă spun, eu nu dau vina pe străini, pleacă legal. Cine a semnat contractul cu austrieci? Cu Schweinhofer. Cine a semnat contractul, domnule? Vedeți, contractul este semnat tot de PSD, dacă mă înțeleg. Nu mai știu de care. Adrian Năstase, perioada lui Adrian Năstase, dar nu asta contează. E semnat, problema este alta, domnul profesor, pentru că este o informație de care, pe care mulți o țin, să zicem, la ascunsă. Deși lucrurile ar trebui să fie spuse așa cum sunt. Nu că sunt eu avocatul austriecilor de la Schweinhofer, mai e o firmă din Austria, mai una din Turcia, sunt pe primele trei locuri, sunt două din Austria și una din Turcia. Problema este simplă. Cel puțin în cazul Schweinhoferului, nu ei sunt cei care exploatează. Ei cumpără. Deci această firmă nu intră în pădure. Nu are, da, nu are sector de exploatare, da, forestieră. Da, da. Da, cumpără. Este, firmele este care exploatează sunt cele din România. Problema este alta. Că austriecii au închis ochii, nu odată, și au cumpărat lemn furat din pădurile românești, fără acte. Mai mult decât, deci tot românul este ăla care bate în poartă, zice, îți aduc două cu act T și două mașini și o mașină fără acte, ești de acord? Pe Mărășești, până acum 2 ani, până anul trecut pe Mărășești, treceau din maxim 2 în 2 minute răcoanțe de-astea încărcate cu lemn. Veni de la Neamț. Așa cum se întâmplă. Din pădurile, nu știu, ori de la Rom Silva, ori din pădurile mănăstirilor. Domnule, la 2 minute trecea unul. Duceau lemnul la Rădău sau la Vatra Dornei, nu știu exact. Nu, profesor, foarte, la Rădăuți au o fabrică și mai au o fabrică la Sebeș. La Sebeș, că așa îți dai seama cât de mult se exploatează în România. Și cum se exploatează este o altă discuție. Clar că se fură de sendoaie, fără doar și poate, și nu s-a furat numai acum, s-a furat din pădurile noastre, se fură din 90 într-un stil barbar. Problema este că una dintre cele două mari fabrici de pal din Europa se află în România, la Sebeș, este aici Schweinhoferului. Palul se face din Romeguș, domnule. Da. Deci dacă tu ai fabrică de pal, este clar că se debitează în dușmănie dacă tu ai fabrică de pal. Iei Romegușul și îl faci, transformi în pal. Deci vorbim de cantități industriale. Problema este alta. Apropo de ceea ce se întâmplă acum, și ați văzut că există o presiune din partea bisericii. Și o să vă întreb dumneavoastră ca profesor de istorie, că să ne povestiți episodul cu secularizarea averilor mănăstirești și așa mai departe, că este o ciudățenie. O ciudățenie în sensul că la începutul anilor 2000, înainte de campania din 2004, când a candidat Adrian Năstase, era premierul României, atunci s-a făcut una dintre cele mai mari nedreptăți acestui popor, și anume s-au împroprietărit anumite lăcașuri de cult ilegal, fără doar și poate. Din câte știam eu, asta e informația pe care tot așa avea. Știam și eu, dacă îți înființez un schiț și să pun la dispoziție 20 de hectare în jur, de pășune, de pădure, de... Eu mă duc ca nebunul și fac un schit acolo, undeva în munte. Da, sunt obligat să-ți dea suprafața aceasta ceea ce de teren. Ceea ce nu mi se pare corect, normal. Cum să fie corect? Dar mulți spun cu secularizarea, da, domnule, s-a ajunsese la un moment dat ca biserica să dețină mai mult 25,2% din suprafața arabilor, adică din suprafața de teren cu păduri cu tot a României. Un sfert. Ceva mai mult de un sfert. Și atunci acuza ar fi vrut să facă secularizarea, să o facă numai asupra bisericilor închinate. Cele neînchinate nu dețineau nici 0,5% din suprafață. Și până la urmă, la presiuni, deși Rusia a făcut presiuni, Turcia a făcut presiuni, a făcut secularizarea și a luat aceste terenuri. Necesare pentru ce? O parte din ele, pentru împroprietărirea țăranilor, absolut, că trebuia să dea legea, fiindcă cuza ce a făcut, că noi privim lucrurile așa, cum ne place nouă le vedem, nu cum a fost. Din unghiul, cuza a fost obligat să facă aceste măsuri, să modernizeze proaspăta Românie, de UE, să zicem, de cele 7 puteri, care l-au obligat, cu
Convenția de la Paris obligă clar, face asta, asta, asta și asta. Spre cinstea lui Cuza și oamenii de lângă el, au făcut mai mult decât l-a cerut, nu ca ăștia de azi. Au făcut mai mult. Deci l-am să respecte ce... Da. Bine, că... Și cu legea aceasta a secularizării era necesară această lege. Ca să creeze fondul funciar, o parte din fondul funciar necesar pentru reforma agrară. Și cea mai corectă lege a fost cea aplicată în 21, votată în 17 de Parlamentul României, după Primul Război Mondial. Dom'le, se secularizează, adică nu se secularizează, se trec în proprietatea statului, se expropiază toate suprafețele, toate moșiile mai mari de 100 de hectare, 100 de hectare rămânea moșierului. Dar nu se expropiază suprafețele care sunt în care omul a investit, adică livezi cu pom fructiferi, viță de vie, iazuri, păduri plantate. Gândită bine, domnule. Gândită bine. Deci, domnule, cine a muncit, nu-i luăm un metru de pământ. Cine a fost puturos, ăla care a plecat la Paris. Îi luăm și lăsăm atât. Luăm și lăsăm 100 de hectare. Juca banul... Nu știu dacă juca, că sunt povești multe. Sunt povești multe. Unii jucau, alții nu. Dar, ce scotea pe exploatarea terenului de aici, sutele de mii de hectare pe care le... Mergeau acolo, le cheltuie acolo. Și au apărut... A apărut veriga aceea de arendaș. Foarte mulți dintre ei, nordul Moldovei, evrei, care au fost extrem de periculoși, adică arendașul, domne, normal. Păi dacă trebuie să-i dau atât 10% la boieri, scot și eu 15% să rămână și mei 5%. Și alea însemna pentru țăran obligații mai mari. Asta a fost. Acum, cu reîmproprietărirea asta, nu mi se pare corectă. Domnule, trebuia să le fi dat, dacă nu știu cum s-a făcut, li s-a dat mai mult, sunt convins. Domnule, ce au avut după reforma lui Cuza? Ce au rămas după reforma lui Cuza? După reforma lui Cuza, nu dinainte. Da, reforma lui Cuza, adică tu dacă ai anulat prin aceste legi de împroprietărire a bisericii, n-am nimic împotriva bisericii, ai reîmproprietărit, cum se spune, bisericile, mănăstirile cu suprafețe de teren și cu păduri, tu n-ai anulat legea lui Cuza. Înseamnă că proprietările astea nu sunt legale. Bun. E vreun parlament al României care a abrogat legea lui Cuza? Legea secularizării? Nu e. Eu nu mi-aduc aminte. Nu există. Nu mi-aduc aminte. Deci nu știu exact cuantumul suprafețelor care s-au dat înapoi. Însă mi se pare scandalos să dai atât. Sunt bunuri care scoase din circuitul național. Și suprafețe de pădure și de teren scoate din circuitul național. Așa a fost și sub Cuza. Și de-aia le-a reintrodus în circuitul național, chiar dacă le-a dat țăranilor. Pământurile acelea au intrat încet, încet în folosință. Și au fost... Și au fost folosite. Exploatate. Fiecare nouă proprietate l-a exploatat, proprietatea exploatat așa. La noi se face totul, se face nu știu cum, cu așa fără să se gândească absolut nimic. Dom'le, gândește-te legislații, ce a fost înainte, cum a fost, cât se poate da acum înapoi, care sunt condițiile României, ce faci, nenorocești niște oameni. Domnul profesor. Sate întregi care au fost... Noi am fost furați cu legea mână pentru că avem de-a face cu o clică nenorocită la nivel central, la nivel regional, la nivel județean și mi-aduc aminte, poate o să povestim o dată, eu am mai spus o de retrocedarea făcută momentul, către urmașii Sturza. Da, în momentul în care aia s-a făcut tot cu bani. Cu foarte mulți bani, dar am pierdut 10.000 de hectare de pădure. Momentul în care cel care e pe funcție, cel care decide, cel care vinde, cel care cumpără, nu este tras la răspundere, este iresponsabil, că asta înseamnă la noi, nu poți să cer să fie ceva bun în România și în societatea românească. Eu am furat, cum v-am dat exemplu, 1.000.000, i-am pus undeva, vă dau înapoi, na 10 lei, na 100 de mii de lei, na 1.000 de euro și restul ai mei. Tot am dat ceva înapoi, că așa ce românul, dar tot a dat ceva înapoi. Nu se poate, domnule. Deci noi suntem iresponsabili. Factorii de decizie sunt iresponsabili. De ce? Ce nu întâmplă... pentru că sunt complici? Sunt complici, nu s-a tras la răspundere de nimeni. În antichitate făceai ceva, greșai, plăteai. Rapid, bun, plăteai cu viața. Nu-i cazul să plătească așa, nu că nu suntem viața. În China vorba nu aia. Cu viața, dar plătește, da, plătește cum e în Germania. Cu libertatea? Nu, la nemți, dacă te-a prins furând, că ai furat, plătești dublu. Păi mi se pare absolut corect. Păi e corect, ca să nu mai încerci să furi a doua oară. Boris Becker în faliment. Că o dat și cât a furat. Și-a organizat prost afacerile. El e vorba de vila aia din München construită echipurile pentru soră sa. A construit-o el, era lui, 2 milioane de... A mai fost președintele clubului de fotbal Borussia Borussia Bayern München care a stat în pușcărie pentru... Ăsta... Uli Hoeneß?
Hiones Park. Parcă da. Da, s-a 2 ani. Bine, au fost și la noi, o să spunem ceva, dar stai că și la noi au stat Becali, Popescu. Au dat bani înapoi. La noi nu știu dacă s-a recuperat ceva sau că s-a recuperat din dosarul transferului. Popescu a plătit bani. Popescu i-a dat imediat. I-a dat imediat. A fost o chestie, cred că acolo a fost convins cumva de Becali, aibă că merge, că aici e ca la noi în România, da, în Spania, când ai fost, lasă-mă că mergem așa. Că da bani înapoi. Dar ceilalți n-au dat bani înapoi. Au trecut, păi am înțeles că unul din frații aia Becali a trecut averea pe maică-sa. Dar nu-i mare scofală. Poate pot fi desfințate toate contractele de vânzare-cumpărare. Numai voință să existe. Dar nu există nici voință. Nu există, domnule. Pentru că șpaga dictează în România, peșcheșul este ca la el acasă, știm foarte bine. Suntem balcanici. Într-adevăr, peșcheșurile, șpaga, rușfeturile, toate astea, le-am cam învățat de la turci. Păi și nu-a plăcut. Că dacă nu ne-ar fi plăcut, ne-am fi dezis de ele, nu? Nu, profesor, mai avem 30 de secunde cu acceptul colegului. Deci, asta se întâmplă cu justiția la ora actuală. Noi tot ne plângem, știți cum e? Tot ne plângem, noi plângem. Dar nu facem nimic. Domnule, Caragiale, domnule. Iată, am început emisiunea spunând că presiunea este fantastică pe legile justiției. Mulți dintre români s-au cam plictisit, că a plecat scandalul din 2016 ianuarie, OG 13. Am ajuns tot acolo. Ăștia de 2 ani de zile, ăștia, le spun ăștia, nu fac altceva decât să datoreze țara ca să liniștească spiritele în anumite grupuri socioprofesionale. N-am mai discutat noi de Miorița. Suntem oamenii Mioriței, domnule. Suntem poporul Mioriței și... Resemnat și blazat, domnule. Celul cățeluș cu părul creț, care fură rața din Coteț și el se jură că nu fură. Cam așa e și pe la noi, nu? Avem o groază de cățeluși cu părul creț. Îi ducem la sfatul popular și ei, la sfatul popular, cu un buzunar... Pleacă cu sfat cu tot acasă. Pe capul nostru, nu? Cam așa e. Da. Iar Miorița, Laie, Bucălaie, baciul moldovean săracul, Miorița, zice, lasă-mă, dacă Miorița moară... obișnuită este slabă, Miorița aia care participă la conducere la e Bucălaie, într-adevăr. E Bucălaie. Și cu haine de lux. Asta este. Asta din e, păcate. Din păcate. Din păcate. Da, am mai crăpat un drac vorba aia, trebuie să punem punct aici. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Da, la noi crapă câte un drac și apar 100 în locul 100 lui. În locul lui. Pentru că, din păcate, și asta este, o să fac așa o paranteză, eu îi văd și pe cei care vin din urmă, tinerii, toți visează, domne, și cred că e o boală. Nu toți, poate să ne toți ocupăm într-o emisiune de starea învățământului, domne. Discutăm. De aici pleacă, de aici pleacă totul, domne. Adică, dacă temelia unei case nu-i solidă, pică tot. Așa e și aici. Așa. Un popor... Singurul popor care începe construcția casei de la acoperiș. Un popor needucat este ușor de manipulat, se știe foarte clar. Dacă nu știe pe ce lume se află copilul, apropo de Rousseau și democrația, el așa considera. Oamenii needucați nu pot să înțeleagă democrația. Lor le trebuie o dictatură, lor le trebuie un regim autoritar. Da. Să le dai o bucată de pâine și... Și n-a fost un prost Rousseau, să știți. Da, punem punct aici, doamnelor și domnilor. Îi mulțumim foarte mult pentru prezență și de această dată domnului profesor de istorie la pensie Vălu Năstăselu, dar nu e și de mult, și un finalist a ceea ce se întâmplă în România. Am avut o discuție, zic eu, plăcută. Concluzia nu știu care e, concluzia o tragem cu fiecare în parte. Eu trag concluzii în fiecare seară și, sincer vă spun, stau și mă gândesc ce ar mai fi de făcut, ce am putea face, dacă nu, soluția cea mai bună este cea la care au apelat cei mai mulți dintre români până acum, sau foarte mulți dintre români, și aceea de a-și lua bucceluța în spate și de a pleca cât văd cu ochii. Dar nu funcționează, domnul profesor, nu funcționează nici aia, că știți cum e. Bă, dar de ce să plecăm noi, să plece ei? Domnule, nu, tragedia mare nu este că tineri ăștia pleacă să nu se mai întoarcă. Da, înainte plecau pentru 50 ani să facă un ban, să facă ceva în țară. Acum îmi spune, am discutat cu vreo 3 afară. Dar de ce? Ei puteam mi-au spus, de ce, domn profesor, să mă întorc? Pentru eu ce? Mă întorc cu niște bani și ăștia mănâncă bani acolo, nu pot să fac nimic. Păi, îi putem acuza, domn profesor? Nu pot să-i acuzăm. Poate, dar e dureros. Dureros. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, să aveți o seară minunată. La revedere, numai bine. Bună seara.